Cea de-a cincea ediție a Festivalului Caritabile la Suciu va avea loc la Piatra Neamț pe 2 septembrie de la ora 19 în sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean. În acest an, mai multe cazuri vor fi puse pe tapet, cazuri deosebite care nu pot fi susținute de Asociația Umanitară Născută Înger, decât cu sprijinul oamenilor de bine, așteptați ca de fiecare dată să pună umăr de la umăr pentru rezolvarea lor. Acest festival selectează cazurile mai urgente și mai grave pe care le avem acum, în perioada aceasta, și aș menționa aici cazul Sabinuței Albinuța, o fetiță greu încercată de când s-a născut de foarte multe boli. Noi acum am reușit cât de cât să o recuperăm cumva, să-i fie operată la urechi, să-i se pună acele proteze. Urmează recuperarea sa cât de curând pentru acest lucru se mai luptă și doamna Mădălina Bozianu la festivalul pe care îl are pe 26 și mai ales că mama este foarte greu încercată acum cu cei trei copii, nu are bani de recuperare și alt caz este Estera, o fată cu probleme medicale destul de serioase, care a născut de curând, pe 22 iulie, stă niște condiții extraordinar de rele în Piatra Neamț. Ne dorim ca să reușim să-i găsim o locuință socială după ce vom rezolva cu actele de identitate. Apoi, alt caz, Maria, o fată preluată de noi de acum 3 ani, de la 17 ani, o fată care nu a dorit să meargă în comunitatea din care provine, pentru că de regulă cei din comunitatea s-a merg la cerșit. Ea dorește să-și depășească condiția, își dorește să-și crească copiii în educație, să aibă parte de civilizație, să-și ducă copiii la grădiniță, la școală. Și bineînțeles că acuși începe anul școlar pe 13 septembrie, cam fiecare an avem câteva sute de copii pe care trebuie să-i încălțăm, să-i îmbrăcăm, să le cumpărăm rechizite, ghiozdane, pentru că pentru unii chiar suntem singura speranță și singura șansă de a avea aceste lucruri. Sunt copii care, fără educație, nu au nicio șansă și noi ne dorim ca acești copii să iasă din acel mediu defavorizat și singurul lucru prin care pot reuși este doar școala, doar educația. Și vrem ca să le fim alături și anul ăsta și oricând putem. Doar cu sprijinul unor oameni generoși și festivalul de anul acesta va reuși să susțină cazuri grave ale unor oameni care nu au niciun suport, care sunt pierduți sau care se confruntă cu probleme medicale grave. Pe această cale doresc să-i mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, să-i mulțumesc doamnei Moise Florentina, un om care ne-a ajutat an de an în acest demers al nostru, cum este Festivalul Caritabil e la Suciu, un festival al faptelor bune, și aș dori să-i mulțumesc, nu în ultimul rând, lui Geo, liderul trupei de show Los Anonymous, niște oameni minunați care au fost de la prima ediție alături de noi. Anul acesta va mai fi alături de noi cu un program Codrii Neamțului, un ansamblu extraordinar de minunat, cu niște momente super minunate. Aici aș dori să-i mulțumesc voluntarei Ioana Stupu, care s-a implicat în a-i aduce pe scenă pe acești oameni minunați. Vă mulțumesc că ne sprijiniți și în alte demersuri și în alte activități, pentru că, după cum știți, noi suntem 24 din 24 pe teren. Suntem alături de cei care se află în dificultate, suntem mâna de sprijin pentru cei căzuți. Accesul la festival va fi posibil doar pe bază de invitație, care poate fi obținută fie de la Carmen Suciu, număr de contact 0770405849, fie de la unul din voluntarii asociației. Oricine poate contribui la zâmbetul unor oameni greu încercați, care se află în impas sau care nu au nicio speranță de recuperare medicală. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și ne ajutați în tot. Și vă rog mult să mă ajutați în a putea crește copiii mai departe și a merge cu Sabina la spitale și unde este nevoie pentru a-ți face bine.